Ieri, în jurul orei 14 și 40 de minute, pe strada Crizantemelor din localitatea Sărmășag, o tânără de 20 de ani din județul Maramureș a accidentat o femeie de 25 de ani care circula regulamentar pe partea dreaptă a drumului. Din cercetările polițiștilor reiese că tânăra din Maramureș nu deține permis de conducere, iar un moment de neatenție a fost suficient pentru ca aceasta să pierdă controlul mașinii și să o accidenteze pe femeia de pe marginea drumului. Pe numele său, polițiștii au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, respectiv conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără permis de conducere. Femeia accidentată a fost transportată de urgență la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În prezent, aceasta se află în afara oricărui pericol.